Beyblade, Beyblade, let it rip! Lupta să fie dreaptă, metalul curaj așteaptă. Nu poți să stai deloc, de iluzii nu e loc. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Dă-i șurm, învârte-l, să vezi puterea până la capăt, da, nu vom renunța. Ia episod din Beyblade. Jinga și Masamune s-au antrenat pentru meciul de calificare la campionatul de Beyblade. Totuși, când ajung acolo, Jinga află că el nu va trebui să lupte. E deja calificat ca membru în echipa Japoniei. Între timp, Kenta intră într-o confruntare cu Masamune. Kenta luptă din greu, dar este învins. Acum e rândul lui Yu să lupte cu Masamune. Inițial, Yu conduce și se pare că mișcarea lui specială, onda sonică, va însemna sfârșitul pentru Masamune. Dar Masamune folosește toată puterea lui Ray Striker într-o singură încercare disperată. Masamune și Ray Striker câștigă meciul, lăsând doar un singur loc liber în echipa Japoniei. Următorul și ultimul meci are loc între Kyoya și Tsubasa. Lupta finală, Leon vs. Eagle. Yeah, timpul jurnalului Beyblade. Aflați informații despre turneul global AMBB, campionatul mondial de Beyblade. În primul meci din finala în care se decid reprezentanții Japoniei, am avut parte de un final șocant. Masamune ne-a uimit pe toți, pătrunzând prin mișcarea specială cea mai puternică a lui Yu Libra. A fost o demonstrație extraordinară de talent și curaj. A fost un meci intens. El va merge alături de Jinga ca al doilea membru al echipei oficiale a Japoniei. Bine! A mai rămas un singur bilet în cursă! Lupta care va decide ultimul membru al echipei se întâmplă... Pregătiți-vă, oameni buni! Chiar aici, chiar acum! E timpul să începem! E momentul lui Kyoya! Tsubasa! Asta e prima dată când cei doi se înfruntă unul la unul, nu? Da! Când Kyoya și Tsubasa se vor întâlni aici, nu va fi o luptă ușoară, ceea ce înseamnă că va fi o luptă nemaipomenită! Și indiferent cine câștigă, o să ai un coleg de echipă pe cinste, nu, Jinga? Te cred! Amândoi sunt blader de primă clasă! Fac ca Masamune să pară un simplu începător! Ce vorbești? Atâta timp cât eu, bladerul numărul 1, cel mai puternic din lume, sunt aici, e suficient! N-avem nevoie de un al treilea membru, dacă mă întreb pe mine! Ce-i tot ai cu povestea asta cu numărul 1? Dacă vine vorba de puncte în runda de calificare, te-am vins, Tsubasa! Ce să mai zic de Kyoya? Hei! Nu mai vorbi despre asta! În timpul rundei de calificare m-am jucat cu Kenta, deci n-aveam cum să adun așa de multe puncte pe cât ar fi trebuit. Dacă m-aș fi dus la o altă arenă, cum au făcut și băieții ăștia, aș fi câștigat mii de puncte! Nu, zeci de mii de puncte și aș fi ajuns pe primul loc! 10.000 de puncte, da, cum să nu? Bine, o să vedeți voi. Dacă începe campionatul mondial, o să invin pe toți bladerii cei mai puternici din lume, unul câte unul. Despre asta vorbesc. Dacă Kyoya completează echipa, ia o pauză. Nici măcar n-o să apuci să lupți, dar poți să te distrezi admirând peisajul. O să-ți facă bine. Ce a fost asta? Ai auzit? Cel puțin eu n-am pierdut în calificări ca tine. Nu mă provoca! A, terminați! Aveți de gând să vă potoliți odată? Ce aiurea! Și eu am vrut să merg la campionatul mondial, știi? Abia așteptam să am parte de câteva lupte zdravene acolo. Dar mai ai încă o șansă să intri în echipă, ți-amintești? Ce șansă? Echipa pentru campionatul mondial are nevoie de 3 membri principali și un membru secund. Ai fost în cei 4 finaliști din competiție, deci mai ai încă o șansă de a intra în echipă ca secund. Știi ce zic? Secund? Secund înseamnă înlocuitor, nu? Refuz să fiu un înlocuitor. Și până la urmă, cine e mai puternic? Kyoya sau Tsubasa? Bună întrebare! Nu poți să mă învingi! Kyoya își înfruntă adversarii cu un spirit aprins și o forță imensă! Tsubasa luptă cu o judecată calmă și o tehnică atent dezvoltată. E foarte greu să spui care e mai puternic. Amândoi sunt foarte buni. Da, amândoi au stiluri unice. Răspunsul e Kyoya. Are cel mai grozav spirit de la distanță. Dar și Tsubasa e puternic. Dar Kyoya e mai puternic. Ba e Tsubasa. Când vine vorba de putere în ansamblu, clar e Tsubasa.
Tsubasa, dar am pierdut și înseamnă că dacă Tsubasa pierde, eu o să par și mai jalnic. Nu-i jalnic! Oricum, câștigătorul va fi Kiyoya! Tsubasa, îți spun eu, Tsubasa! Ah, haideți! Terminați odată! Ha, copii, nu știți să vă jucați frumos? Ha? Chiun? Cred că sunteți așa de morocănoși din cauza că vă e foame! De ce încercați astea, băieți? Oftim! E delicios! Bun, bun! Se vând la un chioșc al restaurantului Grand Plaza! Dacă vă plac, ar trebui să mai veniți cu toții pe acolo! Da, da! Ai venit să ne spionezi din nou, nu? Ca să-ți cunoști adversarul cu adevărat, trebuie să intri în pielea lui și să te târăși sub ea! Ha? Asta e... scârboz! E important să înveți despre bladerii din alte țări! E cheia spre victorie! Vrea să spună că să-i urmărești pe ceilalți blader în luptă e o parte a antrenamentului! E important să urmărești alți blader, da, frate? M-am săturat să mă tot uit! Vreau și eu o șansă la luptă! Bine, să înceapă petrecerea, ce spuneți? Mai întâi, avem un blader veteran, însuși regele adevărat al animalelor, unicul, faimosul Kiyoya! Kiyoya! Fără prizonieri! Pare atât de sigur pe el, atât de concentrat! Pare să fie prezent cu totul aici! Da, da! Mă gândeam doar că nu l-am mai văzut în ultima vreme! Cu siguranță o fi fost pe undeva la un antrenament intensiv și dur pentru campionatul mondial! Mondiale, a? Stânca asta mi se pare acum atât de mică. Dați-i drumul. Iau ce e al meu, prietene. Vii și tu cu mine în aventura asta, pentru că o să fie una sălbatică. O să vă arăt tuturor. Veți simți puterea mea copleșitoare. Și următorul. Despicând adversarul cu extremități ascuțite, vulturul de oțel care stăpânește văzduhul, Tsubasa! Tsubasa! Și Tsubasa e foarte priceput! La bladerii luptători nu eram în stare de nimic. Dar ăsta e trecutul. În viitor voi cuceri întreaga lume. Zboară acum, Eagle! Pa! Sparge-l! Câștigă! Câștigă și de data asta zboară liber spre cerurile lumii! Nu am timp să stau liniștit. Voi câștiga. Voi câștiga pentru mine. Începe imediat, în sfârșit! Da! Hai, Kiyoya! Tsubasa! Acum e timpul să aflăm care din acești doi bladeri va câștiga și va fi ales ca al treilea membru al echipei Japoniei! Nici nu puteam să cer un adversar mai bun! Să-i dăm drumul! Bine, Kiyoya! Lasă vorba!
Nu-mi pasă absolut deloc ce adversar am. Ai înțeles? N-ar trebui să fii atât de obraznic, Ioia. Încearcă, obligă-mă. Voi distruge orice blader care îndrăznește să-mi stea în drum. E timpul să vă aruncați în luptă, băieți! Gata! 3, 2, 1, let it rip! Eagle, în forță! Hai, Kioia! Fă-l praf, Tsubasa! Ambele beiuri încarcă imediat! Sunt prinse într-o încăierare sălbatică la mijlocul arenei! Ce început de luptă puternic! Zboară-l din arenă! Acum, Leon! Eagle, țineți pliscul sus! E bun! Tsubasa absoarbe atacurile adversarului cu multă eficiență, iar apoi îl duce pe Leone în ce direcție vrea el. Un vârf larg de apărare. Ha? L-a ademenit pe Leon la marginea arenei. Începe să fie plictisitor. Zboară-l din arena acum, Leon! Hai, zboară sus, Eagle! Să-i dăm drumul! Eagle, gheara zdrobitoare! Uite-l! O mișcare semnată Tsubasa, da! Ce-i asta? Mișcarea asta nu o să meargă, de ce-mi pierd vremea? Leon! Mișcare specială! Peretele de furtuna leului! Acum poți încerca mișcarea cu semnătura Kioia! Un perete de tornadă? Tehnica asta e creată prin combinația de vârf larg de rotație cu puterea mare a bladerului. Cei doi pot analiza mișcarea doar uitându-se la ea. Îmi pare rău, dar eu îți cunosc toate trucurile. Da, la fel și eu. Ce-ai zis? Eagle, poziția inversă. Folosește o mișcare specială după alta. Ca să poată folosi peretele de furtuna leului, Kioia trebuie să oprească puțin atacurile. Tsubasa exact asta așteaptă. Treci prin el, Eagle! Kioia, ce se întâmplă acolo? M-ai făcut să mă simt destul de bine, recunosc. N-am folosit destul de multă putere. Dar am terminat să mă joc cu tine. Orice blader din fața mea va fi zdrobit, orice ar fi! Ferește-te, Eagle! Beiuri săritoare! Leon atacă nebunește, dar Eagle ocolește atacurile. Eagle ar face mai bine să zboare ca vântul, pentru că Leon are o furie nebună ce distruge arena! În regulă! Începem, Leon! Lovește-l tare! Furia celor 100 de colți ai leului! Furia celor 100 de colți ai leului? Drăguț din partea lui că distruge arena intenționat. Arată bine! Hai, 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 Kioia! De parcă ai putea să mă lovești! Zboară acum, prin el, Eagle! Uluitor! Tsubasa alunecă printre bucățile de piatră ca un fel de dansator! Schimbul lor de mișcări speciale demonstrează că sunt de același calibru! Același, hă? Nu știu, modul ăsta de lupta lui Tsubasa e prea curat! Nu am timp să stau liniștit! Voi câștiga! Voi câștiga! Și voi zbura către lume! Hai, Eagle! Proastă mișcare! Ce asta? Fă-o! Lovitura distrugătoare a regelui leu! Eagle! Ai văzut? Asta e puterea lui Leon!
Ți-am spus că nu-mi pasă cine mi-e adversar. Nu mă opresc niciodată din a distruge inamicul care stă în fața mea. Asta e mândria unui rege, al animalelor! Wow, grozav! Bine, ai câștigat! Asta a fost. Ha? Ce-a fost? Dacă puterea lor este egală, atunci în cele din urmă va câștiga cel care are dorința mai mare de a câștiga. Atâta timp cât încearcă să lupte curat, nu are cum să câștige. Nu stai să te uiți până la sfârșit? Soarta luptei s-a decis deja. Nu renunța, Tsubasa! Tsubasa! Eagle al meu! Și pur și simplu... pierd! Să pierd! Să pierd! Să pierd! Nu! Nu! Voi câștiga! Voi câștiga! Voi câștiga! Voi câștiga și... Se pare că Eagle-a lui Tsubasa nu are răspuns pentru tornadele nemaipomenite a lui Lion. E incredibil! S-a terminat deja această luptă, oare? Exact! S-a terminat! Termino, Lion! Mă poți elimina? Ce? Nu mă poți elimina! Ce? Nu voi pierde! Ce-a fost asta? Voi câștiga! Voi câștiga! Voi câștiga, Eagle! Câștig! Câștig! Voi câștiga! Tsubasa! Ce se întâmplă cu tine acolo? E pentru prima dată! Când se poartă așa? Tsubasa! Dar ce spirit minunat are! Tipul ăsta Tsubasa este absolut incredibil! Nu vreau să aud asta acum! Gata cu joaca acum! Nu voi fi învins de unul ca tine! Lion! Eagle! Asta e extraordinar! Acum e mai mult decât o competiție de îndemânare și putere! E vorba despre cine își dorește mai mult victoria! Nu știu ce se întâmplă, dar e foarte tare! Nu-mi pasă care din ei câștigă! Atâta timp cât se termină cu mult zgomot! Nu e bine! Dacă lupta asta la durație maximă continuă așa, beiurile nu vor mai rezista! Dacă lucrurile continuă, ambele beiuri se vor face bucăți! Ce vrei să spui? Tsubasa! Lupta, Kyoya! Mai bine renunț odată! Și încheiat! Câștigătorul acestei lupte feroce și teribile este regele animalelor, Kyoya! Am pierdut lupta? Din nou? Ce s-a întâmplat cu mine? Ha! Omule, ce luptă fantastică a fost asta! A fost foarte strânsă, oricare din ei ar fi putut câștiga. Așa a fost, dar acum știm că Kyoya va fi în echipa Japoniei. Așa, așa e! Kyoya, băiete! Acum că el e în echipa Japoniei, campionatul ăsta mondial e ca și câștigat! Asta e! Plec la campionatul mondial cu Kyoya! 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 Ai reușit, Kyoya? Te felicit!
Cu tine alături vom face curat la campionatul mondial de Beyblade. Dacă lucrăm împreună, pun pariu că putem învinge pe oricine. Nu-i așa, Kyoya? Cred că ești într-o confuzie. Ha? Motivul pentru care am intrat în competiția asta a fost să-ți arăt puterea mea. Nu m-a interesat nicio clipă să ajung în echipa Japoniei. Mai zi o dată? Ce tot spui acolo, Kyoya? Care-i treabă? Ascultă-mă! A? Există un singur om în lume pe care vreau să-l înving. Și ești tu, Jinga! Tu ești Jinga! Kyoya! Un campionat mondial? Sună interesant! Pe scena aia mare de acolo, de data asta, tu vei fi învins! De mine, Kyoya! Da! Stai puțin! Kyoya! 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 Au dublat actorii Cristi Balint, Elena Xing, Olimpia Mălai, Ionuț Ionescu, Dan Lupu, Alexandra Radu, Ionuț Grama, Gabriel Velicu, Doru Cătănescu, Anca Iliese și Adrian Venete. Traducător Veronica Bâtcă, regizor Alexandra Radu, dialoguri Ovidiu Mitrică, mixaj sunet Claudiu Bodrug. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media.